Un român din Dâmbovița a reușit să se facă cunoscut pe plan internațional cu ceasurile sale de poveste, făcute manual. Fiecare creație are o poveste a ei. Pentru a realiza un ceas, artistul lucrează chiar și un an. Personalizate în funcție de client, ceasurile au ajuns să fie purtate inclusiv de celebrități. Pentru operele sale, designerul român folosește chiar și bucăți de meteorit. Sylvester Stallone, Van Damme sau Papa Francisc sunt doar câteva dintre vedetele care au achiziționat ceasurile create de Augustin Matei. Ceasurile făurite de Augustin Matei au ajuns în toate colțurile lumii. Chiar dacă este un designer de ceasuri de doar câțiva ani, artistul din Puceasa a reușit să impresioneze prin creațiile sale multe vedete din țară și din străinătate. Unele ceasuri conțin minerale care au călătorit milioane de ani prin sistemul solar înainte să ajungă pe pământ. Costul unui astfel de ceas variază de la 3.000 la 10.000 de euro. Clienții nu vin și îmi spun vreau așa, numai pictură. Și ei vin cu emoția și cu povestea lor, astfel încât eu redirecționez și trec prin filtrul meu, prin filtrul artistic, și creez un ceas. În vara anului 2019, Papa Francisc a primit în dar un ceas creat special pentru el de cunoscutul designer. Chiar guvernul României a comandat ceasul special pentru a-l oferi suveranului pontif. Cureaua este din piele de vițel, care arată smerenia, iar ceasul a fost făcut cadou într-o cutie de lemn de nuc. Tânărul a manufacturat o serie limitată de 3 exemplare de ceasuri dedicate casei regale. Și alte vedete de primă mână se laudă cu ceasurile create în micul atelier din Puceasa, printre care actorii Sylvester Stallone, Jean-Claude Van Damme și Michael Keaton. Augustin Matei a bifat și 2 premiere în materie de ceasuri pentru țara noastră. A realizat primul ceas vitraliu și primul ceas clepsidră. Modelele au fost expuse la festivalul de ceasuri care are loc an de an în Polonia.